aparatul penitenciarelor. O să vă cer permisiunea ca, înainte de toate, să citim câteva fragmente din scrisoarea pe care a trimis-o domnul despre care vă vorbeam la această firmă de headhunting. O să vă rog, pentru că lăsasem la dumneavoastră să mă ajutați. Bun. Domnul spune așa. Sper să nu considerați o impertinență din partea mea faptul că vă trimit personal această scrisoare. Îmi dau seama că aveți preocupări mai importante, dar vă asigur că am intenții și motivații foarte serioase. Aceasta nu reprezintă o aplicație sau o candidatură. Sunt departe de nivelul persoanelor pe care le recrutați dumneavoastră. Am suferit câteva condamnări penale în trecut, pentru diverse infracțiuni. Am fost închis, apoi am recidivat și așa am ajuns să reprezint un pericol pentru societate, conform deciziilor judecătorești. Iar acum nu sunt decât un rebut aflat la periferia societății, eliberat de curând dintr-un penitenciar cu etichetă vizibilă de infractor. Nu sunt compatibil cu standardele și exigențele sociale. Am dificultăți și încă nu am găsit o soluție viabilă pentru a depăși acest impas. Problema mea, cea mai importantă, este că din cauza acestui statut social nu reușesc de o perioadă bună de timp să-mi găsesc un loc de muncă. În schimb, sunt foarte motivat, vreau să muncesc și am o dorință uriașă de a ieși din această situație mizerabilă în care mă aflu. Dar, evident că nimeni nu-și dorește să aibă de-a face cu mine. N-am găsit pe nimeni dispus să-mi acorde vreo șansă. Oamenii sunt sceptici și au prejudecăți puternice, absolut normale, față de astfel de indivizi. Și pe bună dreptate, experiența ne-a demonstrat că oamenii cu probleme de genul acesta de obicei nu reușesc să se reintegreze, nu se adaptează la regulile de conviețuire socială, ba mai creează și alte probleme. Dacă totuși ar exista și o parte bună a acestei povești, ar fi faptul că de acum chiar nu mai am nimic de pierdut. S-a ales praful de toate, sunt complet ratat și nimeni nu mai crede în șansele mele. Aici e marea mea problemă, orice aș încerca nu sunt compatibil. Ori pentru că nu am permis, ori pentru că nu am experiență în domeniul respectiv, ori pare sub nivelul meu, ori nu mai am vârsta potrivită, ori sunt prea calificat, ori prea bătrân, ori prea prost. Bun, această ultimă frază cu problemele pe care ți le ridică angajatorul apare de multe ori și în discursul oamenilor care nu au fost închiși și nu-și găsesc un loc de muncă. Și spun la fel, ori mi se zice că sunt prea bătrân, ori prea gras, ori prea... Crezi că are vreo șansă omul acesta să revină pe piața muncii? Ei, o șansă are dacă își dă această șansă, cu siguranță, și va trebui să aibă răbdare. No, totuși trebuie să observăm că avem de-a face cu un fost deținut care se exprimă coerent, care reușește să-și spună ideile într-o anumită ordine, care a participat la anumite cursuri, care are anumite abilități și competențe și care poate participa cumva pe piața muncii. Motiv pentru care cred că e și lăudabil gestul acesta de a aduce cumva în atenția publicului această situație. Numai că ar trebui să notăm un lucru foarte important. Acest deținut este o excepție. Deținutul tipic nu are aceste calități. Deținutul tipic este mult mai jos pe dacă îl judecăm cumva prin prisma capacității de a intra, reintra pe piața muncii. În mod normal, deținuții au probleme mult mai mari de a se integra, pentru simplu motiv că nu au calitățile necesare. Nu se pot exprima, nu au calificările care sunt cerute pe piață, sunt siliți să facă muncă necalificată și așa mai departe. Deci, avem totuși un caz, nu i-aș spune fericit, i-aș spune un caz de la care poți porni o discuție foarte serioasă. Dacă ai un deținut care totuși, un fost deținut, care totuși încearcă să se reintegreze și nu reușește, poate suntem în situația în care lipsește o politică națională de reintegrare. Cu siguranță că despre asta poate vorbim. Poate ne permitem ca deținuții să nu se mai reintegreze niciodată pe piața muncii. Poate ne permitem să avem o rată a recidivei de 50% și o rată a celor cu antecedente penale de alte 20%, adică un 70% dintre foștii deținuți care se întorc. Tot discutăm de luni de zile exact în acest context. Dom'le, e incredibil că un stat care își permite să dea o sumă fantastică pe zi pentru a duce în spate un pușcăriaș și nu e capabil să găsească măcar aceea sumă ca să aibă grijă de copiii din sistemul de asistență socială. Pe care noi o tot ridicăm și care m-aș aștepta să fie înțeleasă de către politicieni înainte ca pușcăria să li se întâmple. Adică
Faptul că ținem deținuți în penitenciar costă. Faptul că îi ținem și atât și nu reușim să investim foarte mult în programe de reintegrare socială, ne costă și mai mult. Degeaba facem acele programe de formare profesională, degeaba facem educație, degeaba sunt facem un penitenciar. Sunt niște chestii doar bifate pe hârtie, presupun. Nu sunt pe hârtie. O să vedeți că se fac la modul serios și... Da, degeaba se întâmplă dacă atunci când ești pe piața muncii nu ai un sprijin pentru reintegrare, pentru că probațiunea la noi deocamdată încă face primii pași. Din păcate. Păi da, face primii pași de vreo 6 ani de zile. Îi face de vreo 6 ani pentru că așa a fost legislația. De 6 ani e proiect în Brașov. Exact, așa a fost legislația. Probațiunea în România nu a pornit foarte greu. Domnule, dar până la urmă vorbim despre un om care, bun, a greșit, a comis infracțiuni, a furat, a fost închis și pentru înșelăciune. Dar nu vorbim despre un criminal, despre un violator. De ce e atât de complicat și pentru oamenii aceștia care au comis, nu știu cum să le spun, niște găinării până la urmă, să se reîntoarcă în societate? Cred că pentru că suntem obișnuiți să punem etichete și cred că încă nu ne-am obișnuit să privim un om ca pe un individ distinct față de ceilalți oameni. Este evident că nu discutăm aici despre un general valabil și că această persoană are un profil diferit de al recidivistului repetat, în mod repetat, pentru că a recidivat în mod repetat. Însă o distinție foarte clară între crimă sau alt tip de abuz fizic și găinării, cum le spuneați, ar fi necesar să facem, pentru că tocmai aceste probleme cu care se confruntă un fost deținut, care de obicei sunt economice sau sociale sau medicale în unele situații, îl fac să recidiveze. Așa încât degeaba am programe de reeducare în penitenciar dacă acestea nu au cumva o continuitate în exterior. Adică dacă penitenciarele nu sunt într-o strictă legătură cu serviciile de asistență socială din comunități, astfel încât să aibă o noimă ceea ce se întâmplă în penitenciar. Pentru că dacă, iată, iau un om, îl scot din penitenciar și îl arunc într-o lume în care nimeni nu îl primește și practic toată lumea dezavoiază orice fel de contact, de interacțiune simplă, ce să mai vorbim despre angajare sau faptul de a fi coleg cu astfel de persoană, este evident că degeaba ai spășit o pedeapsă. Ideea este că în momentul în care ai fost în penitenciar, ai fost pedepsit și ai spășit pedeapsa, se cheamă că ți-ai plătit datoria față de societate. Ori în momentul în care nu vorbim de un criminal, ci de un infractor care a comis niște infracțiuni de tipul acesta, eu cred că dacă ar fi altfel primit, ar avea posibilitatea într-adevăr să se reintegreze și să schimbe viața. Pentru că discursul din scrisoare, așa cum spuneați, dincolo de faptul că este foarte coerent și dovedește un nivel intelectual și de instrucție ridicat, este clar, omul se cunoaște pe sine, se descrie într-un anumit fel și spune că își dorește să facă asta. Ori tocmai asta este specific unui recidivist obișnuit. Faptul că el se raportează în mod social defectuos, are o imaturitate atât intelectuală cât și socială și nu pricepe legătura dintre acțiunile proprii și consecințele asupra celorlalți. Ori aici nu este cazul de așa ceva. Bun, dincolo de felul în care se exprimă, omul acesta a și făcut un gest care iese cumva din tipare. Să te apuci și să trimiți la o firmă mare de recrutare, la un headhunter, o scrisoare în care să vorbești strict de problemele tale, îți arată inclusiv faptul că ai și ceva imaginație. Bun, vă întreb și pe dumneavoastră ce le întrebam și pe domnul Dumitrașcu. Credeți că în final omul acesta, în urma gestului pe care l-am uitat, își va găsi ceva de muncă? Da, mă refer la aceeași individualitate. Eu sper că vor fi oameni în România care vor trece de ceea ce scrie într-un cazier judiciar și vor pricepe cu cine au de-a face, pentru că nu fiecare dintre noi are dreptul să greșească. Sigur că de obicei se spune, ai dreptul o dată, de două ori, dar gata, oprește-te. Sigur că da, însă dacă stai și citești discursul din acest demers pe care l-a făcut, îți dai seama că persoana respectivă chiar a înțeles unde a greșit, chiar își dorește să facă lucruri. Până la un moment dat, nu s-a comis nicio eroare judiciară, da, în cazul meu, nu se victimizează. Am greșit, dar am plătit pentru asta. Exact, adică pare că este foarte ancorat într-o realitate care, din păcate, este extrem de sumbră pentru el și că își dorește, cum spune, chiar o muncă foarte de jos, a lucrat și
deja a lucrat muncă foarte de jos, spunea că a lucrat ca muncitor necalificat. Muncitor necalificat. Deci ideea este că eu nu cred că dacă treci dincolo de partea aceasta socială, dar ok, are cazier și încerci să cunoști persoana, că până la urmă un headhunter sau o firmă de recrutare sau un recrutor dintr-un serviciu de resurse umane, de fapt asta face, cunoașterea persoanei pe care urmează să o angajeze. Ori, dincolo de niște antecedente care există, eu cred că se poate integra dacă găsește o persoană care să reușească să privească în felul acesta lucrurile. Din câte știu, până în acest moment, domnul despre care discutăm a avut deja, dacă le pot spune așa, două interviuri pentru o posibilă angajare. S-a întâlnit cu doi oameni care au reacționat, să spunem, în urma publicării acestei scrisori. Îi doresc mult succes, poate chiar își găsește ceva de muncă. Dar asta, până la urmă, nu rezolvă problema de bază despre care vorbeam. Am prezentat și ceva mai devreme pe ecran cifre care arată foarte clar că din când în când se mai fac acele burse pentru locuri de muncă, exact pentru oamenii din zona asta, dar efectele, dacă te uiți strict pe aceste cifre, nu par senzaționale. Până la urmă nu poți forța accesul pe piață. Foștii deținuți, să fim realiști, sunt pe piața muncii. Foștii deținuți, să fim realiști, sunt priviți așa cum sunt priviți și angajatorii vor avea întotdeauna reticențe. Indiferent... Da, eu aș vrea să judec eu stat cinic. Ce spuneați dumneavoastră? Decât să dau atât de mulți bani pentru a duce oamenii aceștia la nesfârșit în spate. Statul, că să știți că nu e, cu scuze că vă întreb, statul nu este faimos pentru calitatea calculelor de oportunitate pe care le face. Și asta statul e preferă, am fost eu naivă, preferă să cheltuie pe termen lung foarte mulți bani, nefăcând lucruri utile, doar pentru că o implicare serioasă pe un domeniu presupune un efort. Ori, degeaba discutăm. Statul este evident că nu este disponibil să investească în programe de reinserție socială. Anul trecut, cred că s-au cheltuit undeva peste 0 lei pe programe de reintegrare socială. Chiar foarte mult. S-au cheltuit bani pentru ținerea în penitenciar a deținuților în condiții proaste, pentru care primim condamnări. Ceea ce iarăși este păgubos. Dar dacă s-ar fi investit bani în reeducare, și vreau să vă spun că au fost oameni care au calculat cam cât câștigă societatea pentru un euro investit în reeducare. Pentru un euro investit în reeducare, într-o țară, să zicem altfel decât noi, în Norvegia, societatea câștigă 7 euro. Ceea ce contează. Bine, discutăm de altă monedă în Norvegia, să fim serioși, dar este o altă țară și beneficiile sociale sunt clar în favoarea intervenției în domeniul ăsta. Adică este dincolo de faptul că economic e mai bine să reducem criminalitatea, să avem locuri de muncă, sănătatea comunității este la fel de importantă și contează ca investiția asta să fie una serioasă. Nu, dar până la urmă revin. E o chestiune cât se poate de cinică. E dreptul meu să vreau ca banii pe care i-am plătit sub formă de taxe și impozite statului român să se traducă într-o cheltuire eficientă a lor. Adică să nu văd statul că în permanență risipește bani și nu se mai oprește robinetul ăsta. În felul ăsta, dacă efectele s-ar vedea, nimeni nu ar putea să se plângă de faptul că menținerea unui deținut în penitenciar ne costă X lei. Ne costă 2000 și de lei pe lună sau ceva de genul ăsta. Este destul de mult și poate toată lumea ar fi de acord. Da, este mult, dar contează. Da, justiția costă. Adică poți să accepți că justiția costă, poți să accepți că detenția costă, dar trebuie să vezi și efectele. Și pentru asta trebuie să fie investiții acolo unde contează. Bun, pentru că tot vorbim despre bani pe care statul nu prea investește astfel încât niște lucruri să se rezolve, aș vrea să mai vedem o poveste de săptămâna aceasta. Cu siguranță că ați auzit de Sandu Geamăn, un celebru interlop închis pentru omor deosebit de grav. El le râde acum în nas autorităților pentru că, ce să vezi, teoretic e închis, n-are acces la banalul telefon mobil, la internet. Cu toate acestea, el din penitenciar își coordonează în continuare acțiunile, își face fotografii, le postează pe Facebook. Vedem materialul și comentăm imediat după. Hai scriem, vezi că aici nu pot să țin telefonul deschis continuu pentru că sunt controle mari, dar eu îl închid și revin când ei se duc la postul lor. Asta a scris Sandu Geamănu din celula sa. Temutul interlop este încarcerat la penitenciarul de maximă siguranță Rahova și de acolo și-a făcut cont de Facebook.
a postat pe internet cu ajutorul unui telefon mobil fotografii din închisoare. S-a fotografiat în mai multe ipostaze, marinar cu mănuși de box în mână și cu Biblia pe masă. Da, mi s-a făcut niște avantaje, niște avantaje. Atunci vorbea de furtul mașinii lui Becali, acum vorbește pentru că are alte avantaje și nu e singurul deținut cu telefon mobil. Un astfel de avantaj costă între 100 și 500 de euro. Un sistem de bruiaj ar putea ecrana însă orice închisoare, iar telefoanele nu ar mai funcționa. Simplu și eficient. Un dispozitiv performant care bruiază toate telefoanele într-un perimetru de 3 hectare și jumătate ar costa aproape 2000 de euro. Sandu Geamănu a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav. Ar fi ucis în bătaie un bătrân pentru un Audi Q7 și 2 miliarde și jumătate de lei vechi. Atunci, specialiștii de la Poliția Capitalei i-au făcut un profil psihologic ca să știe cu cine au de-a face. Se cenzurează cu grijă, își pune o mască, are tendința de a disimula și are o predispoziție spre criminologie, spun specialiștii. Iar lista continuă. Sandu Geamănu nu se poate atașa de nimic. Vrea să domine, infantil, oportunist, imatur afectiv și are potențial agresiv. L-auziți? Vaccin anti-jigotic. Conducerea de la Rahova habar nu avea că Sandu Geamănu are telefon la dispoziție. A aflat abia după ce discuțiile pe Facebook ale interlocului au ajuns publice. Administrația Națională a Penitenciarelor a declanșat o anchetă la Rahova. Bun, deci în cazul de față vedem aceeași poveste. Decât să investești 2000 de euro minimum, să te asiguri că niciun deținut periculos nu mai ține legătura cu prietenii lui de afară și nu mai coordonează cine știe ce activități dubioase, tu mai bine, nu știu, stai și taci. Păi, în fiecare an capturăm undeva la 10.000 de telefoane mobile și este un număr destul de mare, să fim serioși. O investiție minimă ar elimina total problema. De ce nu se întâmplă, nu știu. Cred că noi discutăm asta de foarte mult timp. Și de Dar foarte mult timp. Care ar fi logica unui asemenea refuz? Pentru... Cine ar avea interesul să nu-i oprească pe oamenii aceștia să vorbească în continuare la telefon? Există câteva situații operative foarte discutabile în care parchetul sau servicii de informații fac asta și sunt deținuți care sunt lăsați să vorbească pentru a se afla alte date despre... Astea sunt situații cu totul și cu totul excepționale. Regula este și ar trebui să fie instalația de bruiaj în fiecare penitenciar. Ar fi instalație de bruiaj, ar dispărea orice problemă de genul ăsta și tentațiile asociate și traficul care există în spatele acestei dorințe de a avea telefoane mobile și coruperea unora dintre colegii noștri și sancțiuni suplimentare pentru deținut. Adică este o problemă absolut rezolvabilă și nu discutăm de sume imense. Probabil că banii cheltuiți pe cele două WC-uri de la comuna la care făceați referire ar acoperi jumătate din nevoia sistemului penitenciar de a avea instalații de bruiaj. Repet suma, dacă n-ați reținut-o, 89.000 de euro, două toalete. Noi discutăm de instalații de bruiaj care în cel mai rău caz costă 5.000 de euro. Dumneavoastră ați găsit instalații de bruiaj performante care costă undeva în jur de 2.000 și de euro. Putem să ne gândim că acei bani ar ajunge pentru a rezolva o problemă. Dar dacă uite vrei. Că nu se întâmplă. Uite că nu se întâmplă și, repet, problema în sine poate avea și conotații destul de grave. Ne amintim revoltele de acum câțiva ani. Când da, totul când se întâmpla prin telefon. O veselie totală în penitenciar, toți deținuții vorbeau la telefoane. Nu toți, dar destui. Destui atât cât să conteze. Și este foarte important că... Mai repetați odată cifra. 10.000 peste 10.000, nu 10.000. De telefoane peste mobile confiscate anual. L-ați văzut și... Și asta e numai ceea ce trebuie să se știe, ca să spun și așa, statistica oficială. Astea sunt telefoanele găsite și în magazii, că nici măcar nu putem să le vindem să scăpăm de ele. Știți, sunt toate ținute prin magazii. Ați văzut și deținutul spunea că se fac controle mari. Degeaba. Da. Pentru noi este o risipă și de efort uman, și de efort material a face în permanent. Probabil că orele suplimentare petrecute în percheziții acoperă foarte ușor în câteva luni costul unei instalații de bruiaj. Dar ce speranță, dacă pot spune așa, aș mai putea avea eu, că un individ de genul acesta, care și are o pedapsă de 25 de ani pentru omor deosebit de grav, care e lăsat să ducă o viață aproximativ, nu știu, asemănătoare cu ceea ce a cunoscut până la momentul închiderii sale, își va reveni, se va reabilita, va fi un alt om, nu se va mai lua de bătrân pe stradă.
Da, e greu de crezut că acest contact cu exteriorul nu subminează, practic, programele de reeducare. Însă mă mai gândeam la ceva în afară de ce discutați noastră. Știți că în preajma iernii sunt foarte mulți foști deținuți sau oameni care nu au fost niciodată închiși, care fac o mică infracțiune pentru a fi închiși, pentru că au un anumit confort în penitenciar sau cel puțin în anumite penitenciare. Da, știu că vor avea o masă asigurată sau trei mese asigurate, mai bine zis, pe zi, căldură și așa mai departe. Și mă gândeam că cu cât imaginea asta pe care noi în exterior o vedem despre un penitenciar este mai pozitivă, cu atât mai mult tentațiile vor fi spre recidivă, măcar și doar din acest punct de vedere, dacă nu și din altele. E evident că este o incoerență. Sunt lucruri care se întâmplă punctual și care nu au legătură mai departe. Dacă stai și te gândești exact, făcând niște calcule simple despre niște bani, este evident care este realitatea și cum poate fi ea soluționată. Dacă însă te concentrezi pe situații distincte, încercând să rezolvi, nu, o percheziție, da, și să organizezi foarte bine lucrul ăsta, fără să te uiți global la ceea ce se întâmplă, așa stau lucrurile. Mie nu-mi iese, recunosc, din cap această cifră. Nici nu vreau să mă gândesc cât există în realitate, dacă sunt 10.000 cele confiscate. Acum, trebuie să știți că... Ca să fim mai preciși, câți deținuți există în momentul acesta în România? La acest moment există undeva în jur de 33.000 de deținuți, dar nu faceți calculul matematic. Deci la 33.000 de deținuți... Sunt deținuți pe care îi găsești cu 5-6 telefoane, sunt deținuți care... recidivează o dată de două, de trei ori. Nu, pentru că ei tot vor încerca să aibă acest telefon, iar prin aceste percheziții, până la urmă, și informațiile care sunt deținute din cameră, tot aceste telefoane sunt ridicate. Adică, cum să zic, controlele, până la urmă, ar trebui, teoretic, fac în așa fel încât un număr relativ mic să fie în posesie, dar intră în continuu aceste telefoane și aici e o problemă majoră. E destul de dificil să... Dacă totul ar fi broiat, discuția ar dispărea. Efectiv, n-am mai vedea deținuți pe Facebook și nu e singur. Din nefericire. Au mai fost două, trei cazuri pe care le-am văzut în ultimii ani și sunt. Au preocupări sociale, încearcă să se integreze și altfel. Oamenii, exact, fac, până la urmă, sunt proactivi. S-au prins că statul nu prea se ocupă cu reintegrarea lor și atunci au grijă, din timpul pedepsei, să se reacomodeze cu ceea ce i-ar putea aștepta. Este, dacă ați văzut, o formă de aroganță. I-ați citit, a apărut undeva pe ecran, a apărut un fel de profil psihologic al celui în cauză. E o formă de aroganță. Era profilul făcut de psiholog la momentul încarcerării lui. Vrea să demonstreze că... Eu sunt șmecher. Poate să evite cumva regulile. Sigur că modul ăsta în care a demonstrat-o cu poze și pe Facebook nu o să fie tocmai comod pentru deținutul în cauză. Adică pe viitor... S-ar putea să-l coste. Pe viitor cu siguranță o să-l coste. Aici nu discutăm de s-ar putea. Adică vă referiți la faptul că va fi percheziționat mai atent? Cu siguranță va fi percheziționat mai atent. Cu siguranță vor fi luate măsuri suplimentare de securitate. Cu siguranță va fi o procedură disciplinară. Adică se vor întâmpla lucruri. Și se mai întâmplă un lucru foarte important. Cu siguranță toată restricția asta va afecta și ceilalți deținuți care până la urmă n-au făcut nimic. Că nu toți fac. Sunt unii care aleg genul ăsta de comportament, sunt unii care vor să-și facă pedeapsa și să învețe ceva și să plece acasă. Poate că puțin, dar pe ăia îi va afecta într-un mod nejustificat. Și acei deținuți vor reacționa în sensul de... Deci și-a pus în cap și colegii de penitenciar, spuneți dumneavoastră. Putem să-i spunem și așa. Bun, și atunci dacă e aproape imposibil să găsești chiar toate telefoanele mobile din penitenciare, n-ar trebui să ne mai surprindă ceea ce oarecum ne surprinde acum câteva zile, când aflam că în pantalonii lui Gigi Becali, aduși de familie la penitenciar, el a descoperit 1000 de euro și s-a dus și a anunțat... Da, atunci la acea vreme am comentat lucrurile așa cum păreau să fie și lucrurile nu s-au schimbat de atunci. Faptul că George Becali, actualmente deținut, a găsit 1000 de euro, indiferent cum au ajuns acolo și a predat, mie mi se pare un lucru bun. Adică dovedește că nu a vrut să aibă probleme.
Și asta îl va ajuta? Dacă pe Sandu Geamănul încurcă postarea de pe Facebook, la definitul becarii... Este greu de crezut că îl va ajuta. În cel mai bun caz va fi un eveniment interpretat ca neutru. Este posibil și să fie apreciat faptul că, până la urmă, a dovedit că este un om principial și a predat acei bani, n-a vrut să fie probleme. Și că a înțeles care sunt regulile închisorii. Exact. Probleme vor fi cum au intrat acei bani, dacă într-adevăr a fost o eroare umană, dacă Dar din câte știți dumneavoastră, că au trecut deja zile bune de atunci, s-a făcut o verificare, s-a stabilit S-au făcut cam verificări, s-a încă nu sunt rezultate finale. Este destul de greu de stabilit cum anume s-a întâmplat. Este clar că a venit cu acei pantaloni împreună cu alte haine personale și este posibil să fie la mijloc o eroare umană, este posibil să fie la mijloc altceva. Da, faptul că până la urmă au fost predați e un lucru... La mijloc, sigur, e acum o pauză de publicitate. Luăm câteva minute de pauză și ne întoarcem în scurtă vreme.